Salut și bine ați revenit pe canalul meu! Vă invit să rămâneți cu mine pentru a vă arăta top 4 hack-uri pe care le folosesc pentru eliminarea vinilului. Mai întâi, îmi deschid un canvas nou și îmi adaug imaginea pe care vreau să o folosesc în proiect. O să modific dimensiunile încât să-mi fie mult mai ușor. Iar primul lucru pe care îl voi face și primul hack este de adăugarea cutiilor de tăiere. Spun cutii pentru că mă voi folosi de niște forme, în cazul ăsta de niște dreptunghiuri și pătrate, ca să-mi delimitez textul, așa că mi-adaug un pătrat inițial pe care îl transform într-un dreptunghi și îl suprapun peste text. O să-l trimit în spate ca să văd mai bine dacă textul este bine încadrat, după care voi adăuga un alt pătrat pe care îl voi transforma într-un dreptunghi și îl voi pune peste prima linie din text. Ceea ce voi face este să multiplic acest dreptunghi încă de 3 ori pentru a suprapune și peste celelalte linii din text. La fel, aici luați-vă timp pentru a vă asigura că tot textul este acoperit de dreptunghiul creat. Mai departe îmi voi trece fiecare dreptunghi pe care l-am creat, îl voi trece în spatele textului. La fel, pentru a fi sigură că textul nu este tăiat de acest dreptunghi. Iar dacă sunt mulțumită, selectez tot și atașez. Voi trece la următorul pas, cel de tăiere. Pentru tăierea vinilului mă folosesc de setarea prestabilită de vinil cu o presiune pe default. Ajuns la cricat, o să-mi așez vinilul pe mat cu culoarea în sus și o să mă asigur că este foarte bine lipit încât să nu rămână bule. Iar dacă este nevoie, folosiți-vă și de o racletă pentru asta. Îmi încarc matul și pornesc mașina pentru decupare. Odată ce operațiunea de tăiere s-a finalizat, îmi descarc matul și așa arată prima bucată tăiată. Vedeți că există dreptunghiuri mici pe care eu le-am plasat, care mă vor ajuta mult mai mult să-mi elimin excesul de vinil fără a-mi afecta literele. Așa că mai întâi o să-mi tai excesul de vinil. După care mă folosesc de un cârlig și dintr-un colț o să încep să elimin vinilul. Așa că voi lua prima parte, care ne afară dreptunghiului pe care l-am plasat. După care voi încerca să elimin surplusul dreptunghiurilor care le-am plasat peste text. Folosind această tehnică, vă este mult mai ușor să eliminați surplusul de vinil pe bucăți. Dacă nu aș fi folosit aceste dreptunghiuri pe care le-am suprapus peste text, aș fi avut o mare bucată de vinil pe care trebuia să o elimin deodată. Folosiți acest truc, o să vedeți că vă este de mare ajutor. Odată ce ați eliminat surplusul major de vinil, treceți la bucățelele mai mici din interiorul textului și folosiți-vă de cârlig pentru asta.
Și acesta este primul truc pe care l-am aplicat. Eu sunt foarte mulțumită de rezultat și sunt convinsă că va fi de mare ajutor și pentru voi. Trucul numărul 2 mă voi folosi de același text, însă îl voi reduce mai mult în dimensiune, pentru că vreau să vă arăt ce puteți face în momentul în care vreți să eliminați vinil de pe un text foarte mic. Am spus că l-am redus la o dimensiune mai mică, mă voi duce și îl voi tăia, folosindu-mă de aceleași setări de vinil, cu o presiune lăsată pe default. La mașina Cricut voi folosi aceleași procedură, mă voi folosi de o racletă pentru eliminarea bulelor și voi da drumul spre tăiere. Odată tăiat, îmi eliberez matul, îmi dau jos vinilul de pe mat și pentru că textul este foarte mic, voi folosi o opțiune în care voi elimina excesul de pe dos. Așa că mai întâi îmi voi plasa o folie de transfer peste text, mă voi folosi de o racletă pentru a mă asigura că vinilul este foarte bine lipit de folia de transfer. Îmi voi întoarce pe partea cealaltă și mai întâi îmi elimin baza suport al vinilului, adică partea de hârtie. După care, tot folosind mod de cârlig, o să îmi elimin excesul de vinil. Și pentru că am folosit metoda aceasta prin folia de transfer, veți vedea că literele care sunt mai mici, ele vor rămâne lipite de folia de transfer și mi este mult mai ușor acum să elimin surplusul major de vinil, fără ca literele să fie afectate. Apoi mai elimin surplusul care mi-a rămas acolo. Încercați să folosiți această metodă ori de câte ori aveți un desen de mai mici dimensiuni sau litere micuțe. Vă este mult mai ușor așa. Iar pentru rezultate mai bune, lăsați ca folia de transfer să fie lipită pe mat. Eu am eliminat-o de pe mat, ceea ce mi-a îngreunat puțin munca pentru că mi se lipea de mână, dar voi încerca să lăsați proiectul pe mat. Acesta este trucul numărul 2. Pentru numărul 3, mă voi folosi de un alt desen, cu mai mult text și cu detalii mai mici, așa că mai întâi mi-l voi aduce la dimensiuni mai mici, iar pentru acest truc mă voi folosi de opțiunea offset. Îmi voi alege de un offset pe pozitiv de 0.100. Odată aplicat offset-ul, selectez atât textul cât și offset-ul și le atașez pe amândouă, iar mai apoi, folosindu-mă de trucul numărul 1, îmi voi adăuga un pătrat care îl voi plasa peste text, îl voi trimite în spatele textului și apoi îl voi atașa din nou. Mă voi duce la tăiere, folosind aceleași opțiuni. La fel, îmi voi plasa vinilul pe mat. Și mă folosesc de racletă pentru eliminarea bulelor. Îl voi încărca și îi voi da drumul spre tăiere. Odată tăiat, îmi eliberez matul. Cu o racletă pe spatele suportului mă voi asigura că
presez încât să fie bine lipit vinilul și dintr-un colț mai întâi îmi elimin surplusul în afara dreptunghiului, iar apoi la fel o să-mi elimin offset-ul. Vedeți că este mult mai ușor așa, odată ce îmi elimin offset-ul, textul îmi rămâne pe suport, fără să-mi fie afectat în vreun fel. Așa arată proiectul la final. Pentru trucul cu numărul 4, mă voi folosi din nou de o altă imagine. Acesta îl voi tăia pe un HTV negru. Vreau să mă asigur că toate detaliile mi sunt vizibile. Iar pentru asta, ceea ce voi face, folosindu-mă de trucurile anterioare, voi aplasa o cutie sau un dreptunghi peste text. Îl voi trimite în spate și îl voi atașa. Mă voi duce la partea de tăiere, folosindu-mă de aceleași opțiuni de vinil și o presiune lăsată pe default. După care voi amplasa vinilul pe mat și îl voi tăia. După ce mi-am eliberat proiectul de pe mat, voi tăia surplusul și de data aceasta îl așez din nou pe mat pentru că este un proiect mai mare, este un desen mai mare și ar vrea să fie lipit. Îmi voi pune o hârtie de copt lângă și voi veni cu trucul, adică aplicarea, în cazul meu, unei pudre de talc. Puteți folosi pudre de bebeluș sau de talc sau chiar și făină. Puneți peste desen și cu un deget asigurați-vă că intră pudra de talc în fiecare decupaj din proiect. Eliminați surplusul, iar apoi treceți la eliminarea vinilului folosindu-vă de cârlig. Vedeți că acum este mult mai ușor să văd unde trebuie să elimin vinilul și asta datorită pudrei care mi-a intrat între tăieturi. Trec mai departe la eliminarea bucățelelor mici din interiorul literelor. Iar apoi cu un șervețel sau o bucată de material, elimina surplusul de pudră care v-a rămas pe vinil, astfel încât să curățați totul foarte bine și să pregătiți desenul pentru folia de transfer. Așa că aplicați folia de transfer peste
eliminați desenul de pe mat, iar acum puteți folosi proiectul pentru transfer pe orice obiect vă doriți dumneavoastră. Sper că toate aceste trucuri le-ați găsit foarte utile și vă invit să vă abonați și să reveniți, pentru că săptămânal voi posta videouri noi. Vă mulțumesc!